Am fost implicați în același dosar, ANI, în care am fost declarați incompatibili la compania de apă Sibiu-Făgăraș. Șansa mea a fost că dumneavoastră ați avut termene de judecată înaintea mea și sentința trebuia să fie asemănătoare. Cu atât mai mult cu cât eu nu am participat la nicio ședință AGA de la Sibiu, am fost doar reprezentat. Am avut colegi președinți de Consiliu Județean, cazul Moloț Mircea, din PNL sau PSD, care și-au pierdut mandatele în spețe identice. Justiția a dat sentințe diferite în spețe identice. Cum vă explicați acest lucru? Curtea de conturi a semnalat în 2010 și la Sibiu la primărie și la Consiliul Județean Brașov că s-au dat coeficienți de actualizare la drumuri fără respectarea legii. La Sibiu nu s-a întâmplat nimic, dar eu am ales cu dosar penal care a dus la arestarea mea pentru patru luni și la pierderea mandatului. În octombrie 2014 am fost reținut pe un referat al procurorilor cu acuze fabricate. Aproape niciuna dintre aceste acuzații nu se mai regăsește în rechizitoriu, pentru că ele nu au fost dovedite. Pentru ca un domn procuror să își pună mai repede steluțe pe umăr, trebuia să fiu luat. Atât în dosarele mele, cât și ale primarului Scripcaru, martorii sunt timorați sau amenințați. Li se cer denunțuri despre Tăricianu, Băsescu, Scripcaru, Căncescu pentru a fi lăsați în pace și pentru a nu merge la pușcărie. Am zeci de exemple pe care doresc să vi le prezint personal. Firmele mele care au creat în 25 de ani de existență peste 500 de locuri de muncă și care au virat la buget peste 10 milioane de euro sunt și canate și blocate în baza unor expertize făcute la comanda lui Blejnar de mega experți de nea care nu cunosc legislația și care nu au cunoștințe elementare despre economia de piață. Salariații nu își pot primi salariile din cauza unor blocaje pe conturi. În județul Brașov, aveam în 2006 15 firme cu capital românesc, cu peste 1000 de angajați. Nu mai avem niciuna în prezent. Mentalitatea de nea Brașov este aceea că toți oamenii de afaceri sunt hoți și toți politicienii. Sunt convins că ponderea oamenilor serioși sau neserioși este aceea și în justiție și în mediul politic. Domnule președinte, singura posibilitate de a ne apăra în fața abuzurilor este articolul 283 din Codul Penal, de represiune nedreaptă. Din păcate, avocații care mă apără mi-au comunicat că nu există niciun caz în România în care să se fi dat curs în fața unei astfel de cereri. Mai mult, potrivit datelor mele, nici 1% nu au fost măcar analizate. De ce, domnule președinte? Scrisoarea mea va fi însoțită de o cerere de audiență, dorința mea fiind aceea de a vă prezenta în detaliu cele scrise aici.